Asta o spun și jur cu așa ni ori la ce ne jur, că nu mint, am un suflet de om, sunt ortodox, am o credință, cui să mă geluiesc, să mă duc? Am 66 de ani. Ce doare, știți? Am fost, nu mai sunt cum am fost, dar ce de Dumnezeu, de pe o zi pe alta. Că dacă mor mâine, ce cu mine? Cum e acum și lumea asta, în perioada asta a fricilor? Adică eu, sincer, nu mi-e frică, dar îmi place să fiu destul de precaut, mai ales cu copilaș și cu așa, că nu e glumă. Lumea o ia în șleau, mască, e masca, vedeți, noastră, acum e pe buzele tuturor și pe obrazul tuturor. Eu aveam o vorbă, domnule, masca e un paravan după care se ascunde tot omul. Ori mai bun, ori mai puțin bun, că vedeți câte chipuri, atâtea măști. Salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit la un nou reportaj de călătorie. Astăzi continuăm cu vizitarea județului Maramureș. Dacă veniți la vișeul de sus, trebuie să luați mocănița. Traseul dus durează 2 ore. Pe parcurs aveți pauze pentru răcoritoare, pentru a lua masa de prânz. Ce este de știut este că această garnitură este cu aburi, viteza maximă de deplasare este de 30 de km pe oră, și ecartamentul este unul îngust. Pentru turiști, cel mai fascinant moment este atât fluieratul trenului la plecare, cum va fi și în cazul de față. Cel mai interesant lucru este peisajul pe care îl puteți imortaliza în poze excepționale. Calea ferată forestieră din Vișeul de Sus, numită deseori Mocănița de pe Valea Vaserului, se află în nordul țării, la granița cu Ucraina. Ea funcționează din anul 1932 până în zilele noastre. Mocănița de la Vișeul de Sus este ultima cale ferată forestieră cu aburi din lume. În zilele noastre își îndeplinește și rolul inițial, dar transportă și turiștii aflați în vacanță, din primăvară până în toamnă. Inițial a fost construită ca soluție tehnică pentru transportul materialului lemnos și s-a realizat după modelul austro-ungar, cu ecartament îngust și anume de 760 mm. Linia trece printr-o vale sălbatică de o frumusețe răpitoare în lungul râului Vaser. Urmează o pădure locuită doar de urși și lupi. Traseul minunat prin mijlocul naturii este străbătut de 21,6 km și se petrece în 2 ore. Până la destinație se fac 2 opriri, prima fiind pentru alimentarea cu apa locomotivei cu aburi.
A doua oprire este în dreptul unui platou unde se găsește o terasă din lemn de unde poți lua produse de patiserie și băuturi în aer liber. Drumeția durează 5 ore, dus întors, dar ai ce vedea, frumusețea locurilor, cursul râului Vaser, 2-3 case, ferici, vaci, capre, cai, răspândite pe dealuri. Un timp călătorim paralel cu râul Vaser, afluent al râului Vișeu. La prima oprire, staționarea este de vreo 10 minute și poți coborâ pentru puțină mișcare. Trenul se mișcă cu viteza melcului, viteza sa maximă înscrisă pe locomotivă fiind de 30 de km pe oră. La a doua oprire, dacă ai bilet suplimentat cu patiserie și sucuri, poți să le consumi. Ultima stație se numește Paltin și aici poți lua masa, poți vedea un spectacol gratuit de dans maramureșan, chiar în stația CFF. Mocănița circulă în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică, cu plecare de la ora 9 dimineața. Pachetul standard pentru mocăniță costă 95 de lei pentru un adult, 85 de lei pentru un student sau pentru un pensionar și 69 de lei pentru un elev între 6 și 16 ani. Pachetul all-inclusiv costă 124 de lei de adult, 114 lei de student sau pensionar, 92 de lei pentru elevi între 6 și 16 ani și cuprinde biletul următoarele: un platou grill, o cafea, o băutură răcoritoare și un produs de patiserie. Plecările și sosirile se adaptează în funcție de sezon. Repartizarea în vagoane deschise cu terasă sau închise cu geamuri se face în funcție de disponibilitate și sezon. Din anul 2000, trenurile cu aburi pentru turiști circulă regulat pe Valea Vaserului. Sezonul începe primăvara și se sfârșește toamna. În gara Vișeul de Sus poți vizita diverse locomotive cu valoare istorică, produse în secolul trecut și unele mai moderne, funcționale și operaționale, dar și câteva căsuțe maramureșene din lemn pentru a fi văzute și fotografiate de turiști. Stația Paltin, ultima din traseul destinat turiștilor, este o încântare. Șederea în natură, în pavilioane de lemn sau în aer liber pentru a-ți potoli foamea și setea sunt de neuitat. Împreună cu spectacolul folcloric oferit de tineri frumoși, entuziași și talentați. În anul 1353 apare în documentele maghiare din timpul lui Ludovic I, Viso. În anul 1468 este menționat în diplomele emise de cancelarea regelui maghiar Matei Corvin. Nemții foloseau des cuvântul Vaser, arătând spre râu, Vaser însemnând apă. Românii au început să spună și ei apei care avea numele râul mare, tot Vaser, și așa a rămas numele. Legenda spune că un bărbat, Andrei, ca împreună cu fiul său a venit cu caprele la pășune. Tăind un molid din pădure, acesta a căzut peste copil, omorându-l. Bietul om a ridicat în acel loc o bisericuță și a construit acolo o casă și cu timpul au venit și alți oameni și așa s-a născut un sat numit Între Râuri, adică între râul Vaser și Vișeu. Pe la 1700 au venit în zona Vișeului coloniștii germani la ordinul împăratului austriac Iosif al II-lea pentru a exploata pădurile din zonă. În anul 1777, împărăteasa Maria Tereza dă ordin de cumpărare a pădurilor de lângă Vaser. Thank you.
Prima moară construită pe Valea Izei a fost construită în anul 1890. La marginea satului Săcel funcționează și azi moara cu mecanism din lemn, îngrijită cu pioșenie pentru moștenirea primită de la bunicul din familia Mecleș. Moara se învârtește ca un ceasornic. Sătenii aduc la măcinat grâu, porumb, ovăz pentru a le transforma în făină, folosită pentru uz propriu, cât și pentru hrana animalelor din gospodărie, și țesăturile aduse, pături și covoare se spală la vâltoare. Moara este compusă de fapt din două mori, o vâltoare și o mașină de prelucrat lână. La moară, kilogramul de mălai costă 2 lei. Aici există două pietre de moară, pe una se macină porumbul, pe cealaltă grâul. La cerere, morarul produce și făină neagră. Făina pentru mămăligă o face din porumb când este lăptos. Atunci se pregătește pe cuptor și apoi se prelucrează. Iese din mălai o mămăligă gustoasă și saturabilă. Sunetul apei și mecanismul în funcțiune, precum și întunecimea încăperilor, îți dau fior pe șira spinării. Făina obținută la moara de apă are un gust bun, deosebit, pentru că bobul este sfărâmat de pietre după cum curge apa. Bine ați venit la noi, la moara lui Mecleș. Eu sunt a treia generație, bunicul, tata și eu. Deci nu e ușor să întreții o moară, mai ales pe apă, că apa nu te iartă. E mai periculoasă ca focul. Ca să am presiunea apei, am baraj făcut și anul ăsta am fost foarte afectat. M-a fost distrus, că a fost viituri. Și datorită lui tata că a spus, eu am fost cel mai mic, am avut mai trei surori. Că dacă am vrut carieră să mă duc în altă parte, dacă continui cariera unde să mă duc, să distrugi atât aici. Am 66 de ani și m-au prins mila de părinte, știți. Datorită că am rămas aici, un trețin din 1907 și o spus tata să fii cinstit, să nu minți, să nu furi, să porți omul de două ori, să nu iei un ban înainte de muncit. Și așa m-am format. Din păcate, după mine, am băiat, nu-i place meseria. Trebuie să fii născut în așa ceva, adică un muzician, un pictor, talent, har să ai. Deci, și am rămas și nu-mi pare rău pentru că vin și mă caută și din, în afară de chinezi și de ruși n-am avut. Întreaga lume a venit să mă viziteze și îmi crește inima de bucurie, am o mândrie în mine și nu am un profit. Deci, depășește cheltuiala pe venit, că nu mai vine nimeni la moară, îmi fac produsul meu, deci mă mențin eu cum pot, am agricultură, trăiesc în asta, să știți. Și sunt mândru că mă caută lumea. În sat îți văzut rău, adică ai rămas în putregaia lui tactul. Tu nu ai mers în străinătate, ai rămas în lemnele vechi al lui tactul. Și mă doare pe undeva, știți, îți făte încolo în societate. Și până la o zi, vâltoare o pun la punct, sunt patru obiective. E vâltoare, trebuie întreținută, schimba lemnul, vâltoarea spală cergile, vin gospodinii de la 50 de kilometri, vin aici din martie până cade zăpada, împrospătează camera, covoară, pături, presuri, ce număr la mașina de spălat. Aici intră 20 de minute fără detergent, noi le împrospătăm. Pe lângă asta și prelucrează vâltoarea, cerga din război, care se vede aici, 24 de ore scoate puful, lingeria unei camere în Marea Mureș, până vâltoare se face. Și spală, și prelucrează, scoate, cum să spun, o pisează, o îngheasă. Până lângă vâltoare, e moara, o piatră stabilă, una circulă, o să vedeți, facem făină de malai, facem în decembrie tătomul, taie câte un porc și înlocuiește orezul. Vine când ai porcul, face pasat. Ridic piatra mai mare, înlocuiește. Deci, pentru cartaboș, pentru sarmale, vine cu ce 20-30 kg. Deci, am tăiat porcul să fac, zice, sarmale sau găluște, cum se zice la noi, cu pasat. E mai mare un pic, știi? Dar are o calorie, are o romă. Deci, după ce e la fierbere, el se mai umflă, consistent, nu flămânzești. Să facem mămăligă după aia, pe făină, dau mai moale, am sistem, piatră o lipiez pe o altă, să face făina. E, mama, tata s-a iertat, m-a învățat,
Malaia acum cum e, când se coace, e, luăm cucuruzul care se vede aici, luăm și îl coacem pe plită, face făină de pârgă. Deci îl înturnăm cam 2-3 ore și apoi o mămăligă cu are o romă, poți mânca goală. Ce atrage, înțelegeți, că deci nu tradițional, noi nu ne trebuie nouă, înțelegeți, din comerț una și alta. Noi facem mămăligă cu brânză, facem cu carne, pasac, cum v-am spus. Pe lângă asta, am mașina de lână, din 1925, germană, marca Ridger, că bunicul știu 5 limbi. Făcut primul război mondial și când a venit la război, a venit neamțul. Și în ce ai făcut? Măi, Ianuș, că eu l-o chemat, aici trebuie să câștigi bani. Ce să îți aduc ceva? Lucrul primul în Maramureș, mașina de lână, foșalei sau darag de lână, foșalei în limbajul nostru. Și marca Ridger, germană și data, dacă n-am plecat mai departe la școală, am făcut 10 clasă, nu-mi dădea să mănânc, știți? Bateți capul, s-o știi schimba, să știi cu o curea, să dai cu ciocanul, să știi cu săcurea, să ciopleci un lemn, să-l întrețin. Deja mai teorie dacă n-ai practic. Și data mama fiertată vine pe ascuns, o dată în zi mă duce o felie de pită. Am învățat meserie. Deci eu îi muri cine te învață. Și îl pomenez mereu că știu meserie și mașina, să mă înțelegeți, lena de pe oi, ciobanii aduc aici, o spăl la vâltoare, usuc pe sârmă și se prelucrează. Prima fază de lucru, a doua, se face carul și apoi așa se îmbracă gospodăria, camera în Maramureș. Să fac cerge, să face vesta de lână, să face soseta, să face preșul, el tot ce aparține la gospodărie. Deci, jos, e la A la Z, e jos în sus, e universal. Am, deci, serviciul meu. E greu și aici, n-ai o pensie, n-ai o vechime, deci n-ai un salar, trăiești de pas pământ. Am 10 hectare teren, încosesc, țin vacă, deci îmi țin produse, țin animale, țin prune, fac horincă, cum zice Maramureș. Deci trăiesc la un nivel nu decent, așa, mai cum pot, știți? N-am fost niciodată la mare, n-am fost niciodată într-o stațiune, n-am fost niciodată când nu putem, eram răcit, la 1000 după tabletă. Am fiică asistentă, am 2 copii, fiică și băiat. Fiică e căsătorită, asistentă medicală. Și o dată pe an, de 2 ori pe an, îmi trage sânge, analiză. Curețele lor glicemia, să vadă. Ticule, zice, și așa, și așa, până între ele. Na, în rest, nu ne-am permis, nu-mi permite timpul. Ca să fiu un țaran, ca să păstrezi o meserie, nu poți fenta. Nu poți cu creionul, nu poți cu nimic. E greu. Tu comanzi, tu te duci, tu execuți, tu tragi pe dreapta. Și mă doare sufletul. Nu pot forma pe nimeni. Societatea s-a schimbat, îmi pare rău. Nu știu ce o mai ajunge pe viitor. Nu numai nivelul ăsta. A dispărut potcovăriei, a dispărut rotăriei, a dispărut tot ce aparține de țaran. Și apoi nu se mai fac porți, căzi de lemn, bolțari, inox, garduri. Mă doare sufletul. Cui să spun? Îmi pare rău, spun eu. Îți văzut mai mult peste străinătate ca în sala mine. Vă spun mai un caz. Anul ăsta am fost afectat de 3.000 de euro. Ca să am căderea apei, nu pot sta în fața apei, naturii, cum zice Dumnezeu, nu poți opri apa. O veni viitora, rupere din ură, veni de aici și la 35 de metri, așa 35, așa barajul făcut, 70 de metri, înalt de 3 metri și lungime 35, așa, termo distrus până la temelie. Cu viitura, terenul vine în pantă, este râul Iza, la 15 km vine din apă, se adună văile, tot. De când ați venit aici, apa de acolo vine aici. Nu încape albea râului, n-api canalul și barajul. Și după lună de zile l-am făcut, cum am putut, lemne, șină, cabluri, dau utilajul. 2,5 milioane pe oră, câte o farromă din asta, ca să pot să așez lemnul, să pot, înțelegi, să pun cum a fost. Am făcut, am luat bani împrumut, am făcut. După o lună jumătate să trag apele și cu muncă și cu oameni, înțelegeți, și utilaje și nu m-am lăsat. Singur Maramureș. Deci, îți văzut așa, știți cum e? Mai rău ca rău. Să am un Dumnezeu și o credință, nu vă mint. Să știți, în societate nu am trecere, știți? Mă doare sufletul, pentru că bunicul tata, au fost timpuri grele,
focote, fădut la canal și unul și altul și-a făcut războiul și să vă spun mai una, dădem un port la contract de 120 de kg, dădem doi tăuarași, viței, că eram obligat, pe lângă impozit, pe lângă una alta, cot obligatorie, domnule, ești, m-am făcut membru de partid obligatoriu, de nu sigila aici, atât, nici ideea, dar am făcut comunist, forțat și am ajuns, e mare, mic și pe nicării. Asta o spun și jur cu așa, ori la cine jur, că nu mint, am un suflet de om, ești ortodox, am o credință, cui să mă jeluiesc, să mă duc? Am 66 de ani. Ce doare, știți? Am fost, nu mai sunt cum am fost, dar ce dă Dumnezeu, de pe o zi pe alta. Că dacă mor mâine, ce cu mine? Dacă moare orice împărat, cum să zice, pe timpul, gol la mine, gol mă duc, așa ni, mânurile pe piept. Dar las-o în loc de bună ziua, îți mai văzut, sincer vă spun, dacă merg în piață în Tutârc, oamenii care îi servesc aici cu o cercă la spălat cu cuptare, ăsta domnul, când ne încerca tovarășul, domnul, ce bărbat ai fost, ce omeniț ai fost, îți respecta și în sat, îți dă-te încolo, dă-te încolo, dă-te încolo. Sper că n-ai uitat să apeși butonul de like, nu-i așa? Dar să dai un share. E, dar să nu mai vorbim despre abonare. Dacă te abonezi acum, vei vedea toate clipurile interesante care vor apărea despre călătorii. Crede-mă, nu vrei să ratezi așa ceva, chiar merită. Artistul popular din Săcel, Vasile Șușca, un om de o rară modestie, este cunoscut și apreciat pentru originalitatea și creativitatea sa, atât în țară cât și în străinătate. Măștile create de el au ajuns în Japonia, America și țări din Europa. În Italia, entuziasmul i-a făcut pe spectatori să le întâmpine pe platoul emisiunii de televiziune, fiecare purtând una din măștile făurite de artistul maramureșan. Măștile sunt făcute din piele, din pânură, coarne de capră și blană. Succesul depășește pandemia, artistul având multe comenzi în țară și străinătate. Este un teatru popular cu text rimat care e inventat chiar de un maramureșan. Un domn care e dus de mult de pe lumea asta, Bilțiu Dâncuș. Teatrul e în 22 de personaje. Știți povestea cu Isus, cu magii, cu Irod, cu păstorii, cu toată suita asta. E, în unul din tablourile astea e vorba de Irod și uciderea celor 40.000 de prunci. Așa se zice, că nu știu cine e inventariat pe vremea aceea și na, noi ne acomodăm zicalii, că așa au fost. Na. E, în gândirea omului simplu de la țară, zice, domne, dacă ăsta a omorât atâția prunci, păi de el ce s-a ales? Pe ce să se aleagă? Zice, l-a luat acela cu coadă și cu coarne, ca să nu-i pronunț nici numele. Și l-a dus în cea lume, unde ori a avut grijă, aia tot din familionul acela, Bezebut, Skarowski și alte denumiri din astea sofisticate, care s-au pus tot așa din cultura arhaică. Așa, și uitați că și în ziua de astăzi, încă la noi, dacă nu în fiecare localitate, tot în a doua, a treia localitate, mai persistă în perioada sărbătorilor de iarnă. Sunt cele 12 zile sacre în care, așa, bine, acum masca este precreștină. Masca este de sorginte păgână. Foarte puțini, adică sunt care știu, sunt care cunoscători, dar tineretul de astăzi e foarte puțin. E lumea asta a cutiuței, știți că toată lumea se înțelege așa de bine în cutiuță. Noi și generațiile astea mai tinere, că e oricum mai un pic mai vechi, începem să ne prostim cu cutiuțele. Știți la ce mă refer? La
telefoane, la calculatoare, la astea. Eu nu zic că sunt rele, că nu sunt ăla chiar de modă veche, că îmi plac și mie. Dar și după cultura lui Einstein spunea, când inteligența artificială va depăși sau va ajunge cu mult de inteligența umană, omul se va prosti. Așa că noi încercăm să, cel puțin eu mă prostesc lucrând jucăriile astea ale mele, măștile astea care au ajuns cam prin toate colțurile lumii, să nu ziceți că numai bănățeanii sunt făloși și maramureșeanii sunt făloși. Ei zic că mis, eu zic că îs. No. Și măscuțele mele, din fericire, le am cam pe tot mapamondul. În cel mai îndepărtat colț considerat de mine, a fost anul trecut un sculptor din Alaska. Era un tip cu cultură în domeniul artei și cu un tur operator de aici, de la noi, de la Seghet, a venit. Zice, domnul Șușcă, pe omul ăsta nu-l interesa crucile de la Săpânța sau mănăstirea nu știu care sau așa, zice, expreu a venit de la aeroport, l-am adus țintă la dumneata, zice. Zice, mă bucur. Din unde e? Din Alaska. Mare lucru. Nu așa, pe... Dacă am zis că e tot de la locul acela așa friguros, zic, la noi lumea se mai încălzea cu câte ori încă de proani. Și chiar am cinstit un pahar de orincă ca la noi și i-am povestit despre funcțiile apotropaice ale măștilor. Nu eu, bineînțeles, că eu vorbesc cu o engleză de mă dor brațele. E, profesorul, tur operatorul cu care a venit, a vorbit și eu tradus foarte în amănunt tot ceea ce am povestit, în măsura în care mă pricep, că eu mă pricep mai mult să le fac decât să le povestesc. Asta, eu sunt singur, lumea e multă, mă caută și încerc pe cât posibil să fac față, dar nu prea reușesc, pentru că știți cum e, acum e și lumea asta, în perioada asta a fricilor. Adică eu, sincer, nu mi-e frică, dar îmi place să fiu destul de precaut, mai ales cu copilaș și cu așa, că nu e glumă, lumea o ia în șleau, mască, tată, e masca, vedeți, noastră, acum e pe buzele tuturor și pe obrazul tuturor. Eu aveam o vorbă, domnule, masca e un paravan după care se ascunde tot omul. Ori mai bun, ori mai puțin bun, că vedeți câte chipuri, atâtea măști. Ale mele, unele era reproșate, cam seamănă, zic, sunt de aceeași mână făcute și eu am deviat un pic de la masca populară tradițională, pentru că masca simplă era, masca populară era o, cum să vă spun eu, un pieptar de-a lui bunica sau de-a lui moșu, uitat, îl lua pruncul de acolo, îi făcea două orifici în locul ochilor, în loc de nas îi punea un, știu eu, un cucuruz, în loc de dinți îi punea ce găsea, niște fasole din aia boace, așa mai mare. Era câte un timid, câte unul mai pudic, așa, nu se putea apropia decât o fătucă, decât în perioada aceea că el mergea la repetiții la teatrul ăsta popular și atunci, ieșind la repetiții, se băga pânșezători. Era câte 15-20 în grup, erau tot un gen de socializare, dar mult mai afectiv, mai oamenii altfel era, mult mai populari. E, și atunci ăsta care era mai trânchea, tot o vorbă de-a mea, mai ăștia din prietenii mă știu, nu s-a apropiat decât eu fătucă numai atunci când își punea masca pe asta. Și atunci el era zmeu. Și se apropia de ea și încerca pipăielile cele mai pe dedesubturi. Era altă lume. Dar era mult mai, cum să vă zic, mult mai reală. Nu era atâta sintetism. Chiar dacă... Și atunci zice, hai mă că au fost proști. Băi, nu au fost chiar așa proști. Pentru că, vedeți, dumneavoastră,
Acum, înainte găzdoile noastre, că eu gresc apă la noi, încerc să mă feresc de cuvintele pretențioase. Pentru că, de ce nu, eu oricând m-am declarat săran. Toate că am lucrat o perioadă și în cultură, și în... am studii libere de artă, și în alte domenii, dar mie îmi place să gresc apă la noi. Pentru că și în Banat, am vrea mulți prieteni în zona, și în Timiș, dar în zona Carașului, unde-s mai șoți în vorbă, știți? Ei au cuvintele mai... Ieți încă la noi, muzeul în aer liber, se aude carul trecând pe drum, câinele lătrând, cocoșul dimineața cântând, și acum cred că unul cântă acolo la muietură. Na. Și este bine că încă la noi se păstrează și portul și vorba. Pentru că, vedeți, cum iese cât e unul dincolo, znobii deja și uită vorba. Și nu mai se pierd atâtea. Noi, prin împrumuturile, vedeți, nici casele, nu mai sunt casele care au fost. Toți împrumută culorile acelea. Îți deranjează pur și simplu privirea cu tot felul de rozuri. Vedeți că la noi în Maramureș este cultul lemnului, cultura lemnului. Aici tot copilul, tot pruncul, când pune mâna pe câte un lemnuc și e cuțitașul, cum era de mult, și dacă ieșea la miei pe câmp, el avea ce avea cu lemnul, să își cioplească el ceva dintr-un lemn mai moale, că era sălci, rătiț. Și lua una și imediat își făcea un instrument, își făcea flișcoi, așa ziceam noi când eram, fluiere, practic. Acum dacă îl pui pe unul și nu mai se uite la... și ai speriat chiar. Când i-ai dat butoanele, el deja e altul, e altă vreme. Dar eu consider că mult mai sănătoase rale. Deci, noastră, copiii de astăzi, nu mă omtic de strănută, deja e gata, îi trebuie 10 pastile. Mai bine să cântăm Frunză de păr. Reportajul de călătorie se încheie cu călătoria noastră în județul Maramureș. Dacă v-a plăcut, v-aș ruga să dați un like, share să vadă și alții. De asemenea, vă puteți abona pentru a fi la curent cu alte emisiuni de călătorie. Eu sunt Roland, vă doresc o zi faină, toate cele bune, ciao, ciao!